Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Val Vâlcu, discut cu Cătălin Ivan, reprezentant ProDemos, candidatul ProDemos la alegeri. Parlamentul European, la alegeri, la, nu știu, la referendum, nu știu, vă întreb acum dacă să spunem candidat și la referendum, dar prima întrebare ține totuși de partea personală, așa. Aveți trei fetițe, trei gemene, ce spun ele despre această candidatură? Sunt cele mulțumite. Mai împocate susținătoare. Da? Chiar astăzi este, în primul rând, la mulți ani celor care sărbătoresc astăzi ziua numelui, de ziua Sfinților Constantin și Elena, dar astăzi este și ziua fetelor, ziua în care s-au născut, ziua lor de naștere, s-au născut pe 21 mai, toate trei, deci nu o cheamă pe niciuna Elena, dar am sărbătorit de dimineață la Iași și am plecat spre București ca să ajung la timp la emisiune. Dar nu sunt supărate că stați numai prin campanie, stați pe avioane la Bruxelles, etc. Le-am explicat. Reușiți, o să fiți mai mult plecat, nu știu, 3-4 zile pe săptămână. Știu, așa a fost întotdeauna, de când s-au născut. Timpul meu a fost împărțit între activitatea pe care o aveam la Bruxelles, activitatea din București, și timpul petrecut cu familia. Ce pot să fac este că atunci când sunt acasă și când sunt cu ele, timpul să fie dedicat 100% lor, în weekenduri, în weekenduri prelungite, în vacanțele lor și așa mai departe. E un sacrificiu pe care trebuie să-l faci atunci când vrei să faci ceva. Mi-aș fi dorit să stau acasă și să le cresc, să mă bucur de fiecare clipă pe care o petrec cu ele. Văd cum trec anii, deja au 7 ani. Nu știu când au trecut 7 ani. Când vin 3 odată, e și mai greu. Pentru că întotdeauna când vine al doilea copil, îți propui să petreci mai mult timp cu al doilea. Sau înveți din ce ai trăit cu primul și încerci să recuperezi cu al doilea. Și cu al treilea, la fel. Eu nu am a doua șansă sau a treia șansă. Eu pierd aceste clipe cu toate 3 odată, dar n-ai cum să faci altfel. Eu cred că în ziua de astăzi sunt puțini părinți care își permit să stea foarte mult timp acasă cu copiii, chiar dacă sunt în același oraș. Mă uit la colegi, prieteni, muncesc până seara târziu. Asta este lumea în care trăim. Părinții fac acest sacrificiu imens, din punctul meu de vedere, de a pierde clipe petrecute cu copiii pentru a le putea asigura un trai mai bun, pentru a le putea asigura o școală, o educație mai bună, sănătate și așa mai departe. E lumea nebună în care trăim. În vremurile de astăzi, toți părinții, toți sunt obligați să stea foarte mult la muncă, să muncească foarte mult. Dacă e corect, dacă nu e corect, eu cred că nu e corect. Măcar seara vin acasă. Avem însă 2-3 milioane de români, să spunem, care, că nu toți cei 4 milioane care sunt în diaspora la lucru sau acolo au copii acasă, dar avem cel puțin 2 milioane de români care au copii în țară și nu-i văd câteva luni. Adică nu au un weekend, că n-au de unde să ia avionul să vină până la în satul sau în orășelul din care... Da. Sunt unde au lăsat copiii cu bunicii. În perspectiva asta, ce planuri aveți sau ce ar putea face un reprezentant al României în Parlamentul European? În primul rând ar trebui clasa politică să înțeleagă această dramă dramă tăcută a unei populații tot mai mari, părți tot mai mari a României. Avem mai bine de 450.000 de copii crescuți de rude sau bunici, părinții, unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate. De multe ori mama e plecată în Italia, tatăl în Spania sau în altă parte, nici măcar nu sunt plecați în aceeași țară, tocmai pentru a asigura un trai cât de cât decent copiilor. Au apărut boli psihice asociate cu această tragedie. Drama nu este numai a copilului rămas acasă, și a mamei, și a tatălui, a familiei în general. Am participat la dezbateri și discuții cu psihologi, cu sociologi și așa mai departe, cu mulți actori implicați în acest fenomen.
soluția este să ținem, să ne ținem tinerii acasă, să ne ținem forța de muncă activă, populația activă acasă. Nu este ideal, este simplu. Este simplu. Astăzi, în România, vorbim despre o lipsă de forță de muncă. Vorbim de faptul că angajatorii nu mai găsesc forță de muncă. Nu s-a creat cumva și o, impropriu spus, psihoză, o presiune. Mă gândeam, de ce nu emigrează nimeni din Vaslui, din Tulcea la București? Nu găsești un zugrav. Pentru repararea acoperișului e lista de așteptare, te rogi, să văd dacă pot să trec să vă spun ce e cu acoperișul. Pentru ce să te duci în Anglia, în Eu am lucrat Spania, foarte mult cu cei din Când ai, ai cu cei Bucureștiul din diaspora, la un nivel de salarizare decent totuși. Cu cei din diaspora am lucrat foarte mult pe proiecte care să vizeze atât problematica românilor din diaspora, dar și problematica celor rămași acasă. De exemplu, noi nu avem o gândire care să treacă dincolo de granițele țării. Pentru noi, România se oprește la graniță. Când jumătate din populația țării este în afară, când problemele asociate cu românilor din diaspora sunt de tot felul, probleme care țin de legislația muncii, probleme care țin de educație, de sănătate, de Ministerul de Interne și așa mai departe. Sunt foarte multe probleme care țin de crimă organizată, dacă vreți. Avem rețele de crimă organizată, e rețele care nu numai că fac trafic, dar fac de droguri și așa mai departe, fac trafic de forță de muncă. Avem sute de mii de români victime ale sclaviei moderne pe care cei de acasă, cu care cei de acasă nu mai pot intra nici în legătură, sunt dați dispăruți, dar ei muncesc pe șantierele din Germania, în abatoare. Sute de mii sau mii? Câte? Sute de mii. În sudul Italiei, în sudul Spaniei, în Germania, în abatoarele din Germania și pe șantierele din Germania, vă spun sigur pentru că lucrez cu asociații de români care efectiv... Germania, țara Germania, corectă, da. Unde totul se plătește exact. La virgulă, folosește exact. Deci munca la negru, că folosește munca la negru. Sclavia la alb e doar la corporații. Nu, este sclavie, pentru că ei sunt ținuți în niște cămine în condiții improprii și efectiv sunt încercuiți. Aceste cămine sunt încercuite de garduri cu sârmă ghimpată. Efectiv, n-au cum să iasă de acolo. Nu au acte, nu știu ce au semnat, nu ei iau banii, altcineva ia banii și le dă cât consideră Bun, că merită și așa mai departe. Adică nu se ocupă autoritățile, că pentru că formal ori fi niște contracte, ăla figurează... Nu există nimic. Tocmai statul german angajată, a dat din bugetul național, a dat bani pentru crearea unor centre de consiliere pentru muncitorii care vin din România și din Europa de Est, cu angajați care vorbesc limba țărilor respective și să-i ajute pe cei care ajung acolo și își dau seama că au ajuns undeva și habar n-au să citească un contract, să vadă ce drepturi și obligații au. Problema este că aceștia care sunt sclavi efectiv și ținuți pe șantiere închiși nu ajung la centrele de consiliere. Nu au cum să ajungă pentru că ei n-au cum să iasă de acolo. Da, totuși, repet, Germania care observă dacă mergi cu 61 de kilometri la oră și dacă arunci o cutie de cola pe jos. Nu vede lagăre cu sârmă ghimpată și... Vicepremierul Italia a și spus că România furnizează sclavi. Este primul primul oficial european care recunoaște public. Dar economiile lor din vest beneficiază de pe urma acestui fenomen. Este multă ipocrizie la mijloc, pentru că, pe de o parte, e condamnabil, pentru că suntem într-o relație corectă, suntem partea a aceeași familii, dar pe de altă parte ei tolerează acest fenomen. Pentru că au forță de muncă ieftină, fără drepturi, pentru că nu știu săracii, aduși de prin satele din România, habar n-au unde se duc, nu știu să se întoarcă acasă. Sunt frecvente cazurile când astfel de români scapă din aceste lagăre și ajung la consulatele din România, consulatele românești din țările respective. Ajung fără acte, fără bani, consulatul nu are resurse să-i trimită înapoi acasă și apare un cerc. Da, un telefon de la consulat să anunțe la poliția și poliția asta să facă o deschindere. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă, dar... Și să știți că acum în Germania n-am fost
recent, dar văd pe fluxurile de știri. N-am sesizat descinderea. În Italia mai este. Mai sunt. Poliția, carabinieri au fost, au găsit, au descoperit o fermă unde trei români în lanțuri meștereau ceva într-un... Ei, în Germania n-am auzit, de asta mă surprinde. A fost și un reportaj pe Euronews cu un tânăr care are o astfel de asociație, un tânăr român care cu avocați luptă pentru drepturile românilor de acolo. Dar e o luptă de asta haiducească, singur cu instituțiile statului. Câștigă procesele. Când merge în instanță, câștigă procesul. Instituțiile statului german. Da, cu instituțiile statului german. Nu. Aceasta este Europa în care trăim. Și dacă toți suntem în prag de alegeri pentru Parlamentul European, e bine să spunem lucrurile pe nume. E bine să milităm pentru o relație pragmatică și corectă cu Uniunea Europeană. Acel loc ideal unde curge doar lapte și miere, de unde vin toate veștile bune și așa mai departe, nu există. Uniunea Europeană este o uniune în care fiecare stat își urmărește foarte pragmatic propriul interes. Într-un cadru legal stabilit, sigur, după niște negocieri și așa mai departe, dar acolo, în interiorul Uniunii Europene, fiecare stat membru își urmărește foarte bine interesul. Întrebarea este cum își urmărește România interesul în Uniunea Europeană. Avem o strategie? Avem un proiect al României care să fie mandat obligatoriu pentru toți reprezentanții noștri în Parlamentul European și în instituțiile europene? Un ministru de-al nostru când merge acolo știe clar care sunt prioritățile României și ce se poate negocia și ce nu se poate negocia? Președintele statului merge la foarte multe întâlniri importante. Ce discută? Ce negociază? Ce trebuie să obțină pentru România și pentru români? Nu doar pentru cei din România, dar și pentru cei care sunt în Europa. Vă spun eu că nu știe nimeni. Pentru că nu există acest mandat, pentru că aceste negocieri n-au avut loc în România. Iar ai noștri pleacă acolo bine intenționați, crezând că acolo lucrurile merg altfel, că acolo este o țară, o lume civilizată, unde drepturile sunt respectate și dau peste ceea ce dau. Din toate discuțiile pe care le-am cu românii din diaspora europeană, să spun, din interiorul Uniunii Europene, nu trăiesc mai bine. Nu o duc mai bine, s-ar întoarce oricând. Întrebarea este unde să întoarcă. La ce se întoarcă? Pentru că nici în țară vă spun, cel puțin unul, eu deci eu garantez de cel puțin unul care repară acoperișuri. Deci cel puțin ăla va fi plătit de asociația de proprietar locatar, că e un bloc la nivel european, că nu te mai tocmești când nu ai. Da, așa este. Deci unde au zis? La vorbim acum de anul trecut, de medici. Anul trecut în diaspora s-au născut mai mulți copii în familii de români decât în România. Deci în familii de români din afara țării s-au născut mai mulți copii decât în familii de români din România. Acei părinți se gândesc la viitorul copiilor lor. Și se gândesc, copilul meu s-a născut aici, va vorbi nativ limba de aici, va fi considerat de-al lor, spaniol, italian, german, britanic, are un viitor mai bun aici sau da, un viitor mai bun în țară? Va sta cu chirie, va avea tot un job secundar, un job mai bun. Măcar aici așa au... Mulți dintre ei au trimis bani și au construit o casă. Din păcate, se va rezolva din discuțiile pe care le-am cu ei, din păcate, copiii respectiv, mulți dintre ei nu se mai consideră români. Se consideră spanioli, italieni de origine. Profesorul românească. Dumitru Sandu, care e un specialist în probleme migrației, spunea, doamne, diferența cu polonezul, că noi tot așa ne punem cenușa în cap. 4 milioane la o populație de 22 de milioane, 23 cât avea România, sunt 2 milioane la o populație de 10, 9 jumate cât are Bulgaria. Deci fenomenul a fost doar în România, că nu ne-am singularizat noi. Ei, în Polonia însă diferența au făcut-o instituțiile, instituționalizarea migrației, adică firmele care îți garantau... îți asigurau reîntoarcerea, nu? Ăștia sigur. Care sunt în sclavie acolo, când se termină contractul, a deschis ușa lagărului și i-a lăsat pe și fără bani drum, și după... Și fără... Bun, deci asta ne multe, separă capacitatea de organizare. Lucruri. Mai multe lucruri. De exemplu, într-adevăr, faptul că statul polonez știe permanent ce contracte se semnează, în ce condiții muncesc polonezii în toate țările din Uniunea Europeană, cine îi angajează, pe ce perioadă, ce se întâmplă după ce se încheie contractul. La noi nu există așa ceva, nu există o evidență, fiecare pleacă de capul lui, sunt microbuze care merg prin satele românești,
îi păcălesc pe oameni că merg la muncă și se întorc, se urcă în microbuz, la graniță li se ia buletinul ca să se arate, se ajunge la destinație, nu mai primesc actele înapoi, sunt băgați în aceste lagăre și de acolo muncesc în ce conții muncesc. Dar alt lucru pe care l-a făcut Polonia, Polonia a știut încă de la început, înainte de a intra în Uniunea Europeană, pe ce va folosi banii europeni. Și a creat facilități de producție pentru tot ceea ce aveau ei să cumpere în viitor din banii europeni. Și atunci, banii care vin în, în Polonia, fonduri europene, rămân în Polonia pentru că ei cumpără produse poloneze. Am înțeles. Să lăsăm să și... Uite, Alina Mungiu, ați văzut studiul pe care l-a făcut Alina Mungiu Pipi de a verifica contractele din toate aceste țări de infrastructură pe fonduri europene și a observat o chestie, eu nu încetez să mă minunez, 40% dintre contractele din Ungaria și Polonia pe fonduri europene, pe infrastructură, au un singur ofertant. Deci a venit unul să facă străzi în Cracovia, dar numai unul, altul s-a dus în Poznan, altul s-a dus la Katowice. La noi sunt câte 6-7, se contestă câte 8 ani, se dau în judecată. După ce câștigă unul după 7 ani de procese, nu mai face lucrarea. Că s-au schimbat prețurile. Care este miracolul polonez? Cum de s-au coordonat astfel încât, nu știu, ce este... Unul din doi n-a avut competiții. Au eliminat, în primul rând, birocrația. Da, și, e bun, birocrația, și, dar așa, aici au eliminat ofertanții, până la urmă. Consultanța pe care o dă statul și sprijinul pe care îl primește oricine vrea să facă fond, să atragă fonduri europene de la instituțiile publice este imens. Dar ce au făcut și mai mult, gândiți-vă că în România peste 70% din banii pe care îi atragem pleacă înapoi în vest. Pentru că noi cumpărăm lucruri pe care nu le producem. Noi... atragem banii europeni. Și Ungaria era 25% rămânând. Așa au negociat ca 25% din contract să fie derulat de operatori polonezi. Nu, dar dincolo de operatori. Nu vorbesc de operatori, vorbesc de produse. Deci produse finite. Ce utilaje, mașini, țeavă, ciment, absolut tot. Tot ce cumpără ca să implementeze proiectele, sunt în mare lor majoritate produse poloneze. Nu, dar haideți să pornim... La noi, în schimb, am înțeles, dumneavoastră vorbiți de fonduri europene. Haideți să pornim cu OMV Petrom. Da, putem. Să luăm, nu? Statul avea jumate-jumate. A venit Traian Băsescu și a mai... Mă rog, nu el personal. În mandatul său, în 2000. Putem vorbi de redevențele pe care, prin lege, trebuia să le negociem De ce fac? Totul este din import. Auzeam, acum n-am intrat eu în contracte și nici nu trebuie să intru eu, dar avem reprezentanții ai statului care sunt în continuare în Consiliul de Administrație al Petrom. Nu știu, de la șurub la cuier, de la conductă la sunt cumpărate de pe piață. Mă uit la Air France, vinuri franțuzești în avion. Îți dă acolo o sticluță, o băutură, o apă plată franțuzească. Dacă un zbor exemplu din Parlamentul German, European, s-a schimbat președintele Parlamentului European, a fost un german, a venit un italian. În secunda în care a venit italianul, toată apa plată din Parlamentul European a fost apă plată din Italia. Deci în a doua zi s-a schimbat furnizorul de apă plată în Parlamentul European. Deci lucrurile acestea se practică în toată Europa. Minus România. Mai puțin România. Da, de ce uitați-vă suntem, că tot discutăm. Eu am o explicație, dar sunt multe explicații. Uitați-vă la dublu standard. Produse de calitate diferită. Aici am oarecare dubiu. Odată ce piața acceptă, ce lumea poate își dorește. Dar oamenii nu cunosc. De unde să aibă oamenii informații despre calitatea produselor, despre ingredientele din interior și ce ar trebui să aibă și ce nu are. Noi nu vorbim despre oameni perfect informați pentru că nu în ziua de azi, niciodată nu există cineva care să poată să asimileze atât de multă informație, să o proceseze și să ia decizia corectă în baza informațiilor pe care le-a avut. Eu vă dau un exemplu. Când s-au făcut studiile de piață cu o marcă de ciocolată, participa și eu la un focus grup așa, prin intermediari, adică studenți cu care participau, mai vorbi și cu coordonatorul focus grupului, ce alegeau românii? Păi, cum era pe vremea lui Ceaușescu? Să fie dulce, că nu se găsea zahăr, să fie moale, să se topească în gură, deci lapte, zahăr și lapte. Păi astea sunt cele mai ieftine lucruri din ciocolată. Producătorii au dat acatiste. Noi avem o piață unde lumea vrea ceva cu multă grăsime și cu mult zahăr.
Nu cu ciocolată, nu cu pudra de cacao, untul de cacao scumpe. Deci dă-le lapte și zahăr. Aici au cerut-o, a cerut-o publicul. Altul s-a axat pe bere. Băga acid în bere, pentru că pe vremea lui Ceaușescu, dacă tehnologia era proastă și dacă n-avea acid, înseamnă că era vechi. Se răsuflase berea. Și atunci ei au observat că publicul cere cum să fie berea. Să usture la limbă, să piște. Băga, acum văd că au început, mai fac bere cu CO2 de fermentație naturală. Nu-i mai pune... Că venea cu butelia de CO2 și băga în bere ca în sifon. Ei, nu știu cât e vina producătorului, cât e o lipsă de cultura gustului pe piață. Oare cei care vin din diaspora și văd acolo produsele astea bune... Atâta timp cât produsul se numește la fel, arată la fel, ar trebui să aibă exact același conținut. Vorbim de brand, vorbim de rețetă. Da, cei deci care vin produs, din produs, care vin la rude, care vin să-și vadă familia. Pe piață trebuie să fie un produs identic în nivelul unde se vinde. Dacă îl are altă rețetă, dacă are altă componentă, trebuie să se numească altfel. Pentru că altfel induce în eroare consumatorul. Nu neapărat unul care a mâncat un salam în Spania și a plăcut, vine România, îl găsește la fel, la aceeași firmă. Același este altfel. Dar calitatea este mult mai slabă. Componența este mult mai slabă și de grăsim și tot ce proteină și tot ce conține salamul asta respectiv. Asta cine ar trebui să o verifice? Instituții ale statului, dar nu doar protecția consumatorului. Aici, și în fine, începând din acest an, începem să avem legislație europeană pe acest domeniu, al dublului standard și calitatea produselor, să fie uniformă pe toate piețele. Deci, la nivel european a fost conștientizată problema și încep să apară soluția. Am văzut că și în România începe să apară legislație. Eu aș vrea să fie legislația dublului standard și să aplice, de exemplu, în Olanda, să fie obligați olandezii să aibă roșiile ca în România, nu cum ne invadează acele roșii fără niciun gust. Dar să le vedeți pe cele din Turcia, care sunt și de mai proastă calitate. Sigur, și stropite, inclusiv, poate, inclusiv dar... aici. Inclusiv aici. Dar ca să concluzionăm, pentru că discuția este foarte lungă în domeniul ăsta, fie că vorbim de forța de muncă, fie că vorbim de depopularea satelor românești, de o tragedie imensă, de tot ce, de calitatea produselor, de șansa producătorilor români de a vinde în Europa și în exterior și așa mai departe, concluzia este una singură. România nu este pregătită sau nu a fost pregătită nici când a intrat în Uniunea Europeană să facă față provocărilor și riscurilor și amenințărilor de pe piața europeană, nici acum la 12 ani de la intrarea în Uniunea Europeană nu suntem pregătiți și nu am înțeles, autoritățile arată că nu am înțeles unde am intrat, care sunt regulile jocului și cum să ne urmăm, să ne urmărim propriul dacă ar interes. Fi, dacă ar înțelege, dacă mai au companii cu care să facă treaba asta, adică ar trebui că... ca să faci export, cu cine să faci export? Că sunt multinaționalele și cam atât. Mai cu un startup, vă mai dau un exemplu. Că IT-ul cazul... e fără taxe, dacă IT-ul ar plăti taxe, n-ar mai face niciun export. Sigur că, dar și oricum este mai mult loan decât, adică outsourcing, zic ei, dar tot loan. Practic, ei lucrează pentru companii de afară, pentru branduri externe, pentru produsele brandurilor de afară, pentru că le este mult mai comod, nu și asumă niciun risc, dar nu de acolo se câștigă cei mai mulți bani. Cei mai mulți bani se câștigă din dezvoltarea unui produs propriu, din mentenanța lui și așa mai departe. Cum îl crești și îl duci pe piață. Dar uitați exemplul terenurilor agricole. Se spune că piața imobiliară, piața terenurilor agricole trebuia liberalizată pentru că așa spune legislația europeană. Adică să cumpere cine vrea. Oricine, da. Să nu poți să-ți protejezi terenurile să fie cumpărate de către cetățenii țării tale, de către români. Nu este adevărat. Există chiar ghid de bune practici la nivel european, cum au făcut alte state, ca terenul agricol din Germania să rămână în posesia cetățenilor germani, în Olanda la fel, în Franța la fel și, așa, și în toate celelalte țări. În România, în schimb, deși autoritățile de atunci știau că România nu-i pregătită să liberalizeze, pentru că așa scria într-un anumit acord cu Uniunea Europeană, au dat legea. În acest moment, la doar câțiva ani de zile, o treime din cele 10 milioane hectare teren agricol în România
sunt deja în posesia cetățenilor străini. O treime. O treime din terenul agricol al României. Nu se întâmplă în nicăieri în Europa așa ceva. Da, nu? Impozitele le pune statul român, ar putea crește, da, un pic. Despre impozite e vorba. Păi ar pleca de pe terenul ăla dacă l-ar de la buzunar. Măsurile prin care un stat reușește să-și protejeze terenul agricol, între măsurile respective, sigur, este și impozitarea. Dar sunt foarte multe alte, drept de preemțiune și așa mai departe. Sunt foarte multe măsuri prin care un stat își protejează. România a mai cumpărat de la italien, de exemplu, Traian Băsescu a cumpărat de la un italian și ne-a recucerit o palmă de pământ. Insula Marea Brăilei este dată. E dată ca proprietate sau ca utilizare? Firma care avea, cred că în concesiune, nu știu contractul, a cedat acest contract de concesiune pe foarte mulți ani. Repet, nu sunt foarte în detaliu cu contractul respectiv, unor arabi. Nu știe nimeni ce se întâmplă acolo, ce se face, nu mai are nimeni acces în insula Marea Brăilei, nu mai este a noastră. Nu știu pentru câți ani. Pentru foarte mulți ani. E un mare păcat. E o pierdere imensă pentru România. Nu știe, dar subvenție vrea. Cum? Adică nu știe nimeni ce vrea. Vă spun că e o situație pe care o cunosc de acolo. Eu fiind din Brăila, încă, adică, bine, am trăit sincer, sincer vorbind, ce se întâmplă pe tot malul românesc al Dunării este o tragedie mondială, nu știu, să ai câteva sute de kilometri în care ai putea amenaja turistic, să ai Dunăre și da, tu să n-ai o pistă de biciclete la Giurgiu, la 40 de kilometri de București, nu există un ștrand. Deci da, ne facem de râs față de Serbia, care nu e în Uniunea Europeană. Tot malul Belgradului e plin de restaurante, cărciumeare, ștranduri. Deci, la fel Brăila. Brăila ar fi un oraș turistic extraordinar. Nu, cu vânătoare, pescuit, da, turism, sigur, pur și nu, simplu, nu, vapoare. Turistic. A fost o perlă a Dunării, Brăila. Are încă un centru vechi. Bun, ați discutat cu... A fost bursa de grâu acolo, de cereale. A fost bursa de grâu, nu o să mai fie, da? Se pot face foarte multe lucruri, încă în Brăila, Galați și pe tot ce înseamnă Dunăre, ca să dezvolți economic zona. Orașul are o parte veche superbă, care poate fi exploatată superbă turistic. Repet, mă uit în dezbateri și particip la dezbateri și mă uit la dezbaterile în această perioadă. Toate partidele sunt pro-europene fără nicio ezitare. Noi cei de la ProDemo, suntem pro-europeni, dar nu în orice condiții. Eu cred că relația noastră cu Uniunea Europeană trebuie regândită sau trebuie gândită într-un mod foarte pragmatic. ProDemo este un partid care militează pentru o Europa a națiunilor. Noi credem că identitatea națională trebuie protejată, că valorile naționale, cultura, credința trebuie protejate, familia trebuie protejată. Uitați-vă ce se întâmplă. Vorbeam de familiile dezbinate, destrămate, cu părinții plecați peste tot. Dar și în țară, pentru familie n-a ieșit lumea. Au ieșit. Au ieșit, nu știu, aproape 3 milioane 800, nu știu cât au ieșit. Dar nu suficient. E foarte mult de discutat despre referendum. În condițiile în care nu a fost timp de dezbatere, s-a făcut din scurt, în condițiile în care manipularea a fost de pe toate părțile, că vrea Dragnea să facă nu știu ce, că de fapt e o temă ascunsă și se urmărește nu știu ce, că de fapt prin acest referendum se salvează corupții și așa mai departe, toată această manipulare a făcut ca referendumul în sine să nu mai fie un referendum și tema în sine să nu mai fie dezbătută. Dar românii susțin valorile creștine, românii susțin familia, căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Suntem un popor care am rămas, încă n-am devenit portul Amsterdam. Încă nu suntem acolo. Până nu veni portul Amsterdam peste... La Constanța, știu. La Constanța. Că altfel nu intrăm în Schengen. Ați fost în grupul socialiștilor europeni, în partidul PSE. Păi, partidul socialiștilor e cu libertățile, cu sunt mai familia toți netradițională. Mai toți pe acolo sunt. Mai e diferența? PP-ul zicea că sunt conservatori. Conservă ce? Uitați-vă pe ce se votează în Parlament și vedeți cum e votul acolo.
Sunt două curente foarte puternice la nivel european și aici se va duce toată disputa. Așa. Și aici, yes, aici vom vedea care grup va fi mai puternic în Parlamentul European. Este un grup progresist care l-are acum pe Macron drept... Ce înseamnă progresist? Că voi progresul, nimic altceva decât progresul. Sunt progresist. Uitați-vă, asta spunea un personaj al lui Caragel, acum 100 și... Gen Europa cu două viteze. Asta e progresistul. Da, Macron a spus în felul următor. Trecem aici, progresist. Și uitați-vă câți adepți are în România între partidele pe care le avem acum pe scena politică. Macron? Da, sunt foarte mulți care vor să meargă către acest grup politic. Adică vor să aibă două viteze, să fie, exact. Păi, sperând că vor fi viteza întâi. Sau... Exact, exact. Este vorba despre o Europa cu două viteze. Cuvintele președintelui Franței sunt următoarele. Cei care merg repede, să meargă repede și mai repede, pentru că așa am ajuns unde am ajuns, iar cei care nu pot să țină pasul, n-au decât să rămână în urmă. Adică înseamnă omorârea proiectului Uniunii Europene. De pentru acum, că acest proiect a fost construit... Mi s-a părut ciudat de la început, dar... Acest proiect a fost construit pe ideea de solidaritate, Macron de unitate în diversitate. Macron n-are în momentul de față grup politic. Va avea. Franța nu are nici, Franța nici, nu are niciun lider de grup european, a pierdut multe instituții, spuneați de multe pârghii instituționale. În acest grup... Secretarul general al Comisiei, ne-am spus de Juncker, secretarul general la politică externă, ne-am spus de Merkel. Acest partid, acest grup politic va avea mulți adepți pentru că au reușit să ia și din... de la socialiști, am zis că Renzi vrea să meargă acolo, Verhofstadt de la ALDE și bună parte de la ALDE, o bună parte cu din, condiția, adică de exemplu, ALDE România, nu știu dacă o să meargă. Cine? După Verhofstadt, ALDE România. ALDE România nu cred. Nici eu n-am informații că s-ar duce acolo, nici nu-i văd acolo, dar sunt alte partide din România care își doresc păi să hai să vedem care intră, să le vedem pe ăstea de România. USR... Bun, PSD, PNL, nu mai discută. USR-ul... USR, sigur, au spus clar. Se vor duce la Macron. Bun. Da. USR ALDE, plus, nu. Amândouă. Bun, USR plus. Și care mai intră? Ponta? Nu știu dacă au anunțat. Pro-România. N-am urmărit declarațiile. Ei vor la socialiști. Că... E da, posibil mai să... Mai rămân socialiștii. PPE-ul eu se rupă ungurii. Fidesz-ul a anunțat puțin că nu... Iar pro-România nu știu dacă poate să intre la socialiști atâta timp cât PSD-ul este acolo. În Parlament poate să intre, că e afirmat. În familie nu intră, dar la ei or să se declare. Nu știu ce vor face. Ideea este că acest grup va exista și va fi un grup puternic. Alt grup puternic care va fi grupul conservator. Așa, care ar fi? Care a fost anunțat zilele acestea, de Salvini, de Le Pen, de să spunem, da, asta e, aici m-am blocat, conservator sau naționalist? Suveranist. Amândouă, conservatorism și suveranism sunt împreună. Păi și ce mai rămâne? Astea sunt cele două forțe. Da, eu asta am spus. Ecologiștii? Sau se grupează și... Verzii probabil că vor rămâne. Nu știu ce va rămâne din ALDE, probabil că ceva va mai rămâne din SND, foarte puțin, poate spaniolii și dacă PSD-ul rămâne acolo, pentru că din altă parte nu prea mai au de unde să ia voturi. Încă socialiștii cad atât de mult, nu mai au... N-au de unde să ia voturi. În Germania sunt foarte slabi. În Italia, deci, dacă... Deci, ia să luăm așa, eu m-aș bucura, sincer, vă spun ca Timmermans să nu intre în, cu partidulețul lui de 5%, de... Nu, e Timmermans e pe... Păi nu, dar vedeți, vorbim de Uniunea Europeană, că de ce instituțiile, că de ce distanțarea de cetățeni. Păi dacă tu îl pui într-o poziție cheie pe unul care l-ai în țară, n-a reușit să câștige decât încrederea 6% din alegători, dintre alegători. Cam cum ai vrea să fie Uniunea Europeană populară? La ca instituție. Într-o țară mică, cu nu puține voturi. Că e proporțional. E la bun, dar ne uităm la număr de voturi, pentru că dacă e să faci campanie în România, te adresezi... Da, da, țara aia câteva milioane pune de voturi. O agenție, uite așa. Știu. România ar trebui să aibă mult mai multă influență la Bruxelles, dar nu știe să-și urmărească nu cumva e dihonia de aici, că... N-ai cum. Liberalii merg cu PP-ul orice ar face. Ba, dar este și menținută, este și întreținută. Cu cât suntem mai dezbinați noi în România, cu atât punem mai puține probleme la Bruxelles.
Bun, n-ar trebui poporul să tranșeze chestia asta? Cum s-o fi rezolvat? Că bănuiesc că a fost dihone și în alte țări. Ce a putea să facă poporul? Poporul analizează ofertele partidelor politice și votează. În funcție de vot vom vedea cine va merge în Parlamentul European. Sunt partide care spun asumat că vor merge cu progresiștii, clar în defavoarea Macron. României. Da? Sunt alte partide tradiționale care spun și se știe în ce direcție merg de atâția ani de zile. Sunt partide noi care acum își fac cunoscută oferta politică. Noi, cei de la Prodemos, spunem clar în ce direcție mergem. Într-o, așa, zonă, și în ce într-o zonă suveranistă, conservatoare, deci cu Salvini. clar împotriva progresismului. Pentru că în acest, Europa a ajuns într-un moment de impas, pentru că toate crizele au arătat că avem instituții europene care nu sunt pregătite să facă față atribuțiilor pe care noi le dăm. Chiar Juncker spunea la un moment dat că noi greșim că le spunem cetățenilor europeni că putem să facem mai mult decât putem să facem. Și atunci această dezamăgire este reală, este evidentă și se știe la nivel european. Dar faptul că acolo există o elită, între ghilimele, bruseleză, de oameni care n-au confirmat la ei în țară. Cum Timmermans, ce are? 6%. Mulți. E lider, e mulți. Zeu. E mai putare, toți de acolo, are... dar care își asumă tot mai multă forță, tot mai multe puteri. Unul din 10 cetățeni de la el în țară, unde a avut loc votul, n-a reușit să convingă. Unul din 10. Criza imigranților, criza refugiaților. Semnăm acord internațional ca să luăm tot mai mulți imigranți și să-i integrăm și așa mai departe, să-i punem, să-i implicăm, să le creăm locuri de muncă, să rămână aici pentru a doua, a treia generație, dar noi n-am reușit, la nivel european, instituțiile europene n-au reușit să gestioneze problema romilor. S-a discutat foarte mult la nivel european cum să integreze, cum să creeze instituții europene ca acești cetățeni europeni de secole să poată să-și găsească un loc, un rost în Uniunea Europeană, în țările unde aceștia există, comunități mari de romi. S-au cheltuit foarte mulți bani, rezultat zero. Deci, Uniunea Europeană, cu instituțiile pe care le are, este incapabilă să gestioneze o problemă pe care o are de secole în Uniunea Europeană, dar semnează un acord în care să aducă și mai mulți imigranți, populație care este total în dezacord cu cultura europeană, cu tradițiile, cu credința și așa mai departe. Dar de ce o face oare? Este o întrebare la care nu am răspuns. Sunt foarte multe scenarii, foarte multe discuții legate de forța de muncă, legate de planuri mai vechi privind o Uniune Europeană într-un anumit fel, paneuropenism și așa și multe alte astfel de Păi paneuropenism înseamnă să încep cu Serbia, cu Balcanii, care nu sunt integrați. Sau ce înseamnă paneuropenism? Realitatea este că ai uitat câteva țări la... Că populația europeană este o populație îmbătrânită. Forța de muncă e tot mai puțină. Dar în loc să încurajezi natalitatea... Dar și locurile de muncă sunt tot mai puține, că văd că numai roboți. Ce să... În loc să încurajezi natalitatea, să sprijin familia, să sprijin tinerii, să întemeiezi o familie, să crească copii și așa, și să rămână acolo, să tu aduci o populație... S-a vorbit la un moment dat de cei 500.000 de pakistanezi care se vină în România. Bun, că nu era o știre falsă. Nu era o știre falsă, era o știre dată de pakistanezi. Adică ei se lăudau acolo. Cum, uitați-vă, se vede un lider român cu vreun lider occidental, zice, am vorbit cu putare să ne scoată de chestia cu Schengen-ul. El a vorbit, dar ăla nu i-a scos, așa și cu pakistanezii. Realitatea ar vrea să trimită 500.000. Vom avea nevoie de muncitori. Dar nu 500.000. Nu neapărat 500.000 și nu neapărat în prima fază, dar vom avea de nevoie de oameni care să muncească, dacă ai noștri nu se întorc. Atunci, așa e și în Uniunea Europeană. Acum se bucură că vin din Europa de Est, dar nu e suficient. Vor avea nevoie de tot mai multă forță de muncă și de exemplu, Franța a avut o imigrație masivă din țările arabe, din Maghreb. Sunt puși la muncă, ce fac oamenii? Au venit să muncească? Din experiența anilor pe care i-am petrecut la Bruxelles, comunitățile acestea musulmane. Eu i-am văzut lângă Gara de Nord, în Bruxelles. Da. Deci dacă mergi puțin din Gara de Nord, bruseleze, intri în centrul Cairo, intri în Istanbul. Unde... Problema este că sunt comunități închise. Cel care era urmărit internațional pentru atentatul de la Paris se ascundea la Bruxelles.
se ascundea într-o astfel de comunitate, toată lumea știa că el este acolo, inclusiv primărița de acolo. El figura în continuare ca pe funcția de consilier al primarului. Sectoristul, polițistul belgian, a făcut raport pentru că l-a văzut pe stradă, numai că raportul nu a ajuns mai departe. S-a oprit. Ce vreau să spun este că aceste comunități sunt închise. Este aproape imposibil ca cei care trăiesc în astfel de comunități să fie integrați, nu de statul român. Să spunem că noi nu ne punem noi cenușă în cap, nu ne pricepem noi. Dar statul belgian, de ce nu reușește? Franța, de ce nu reușește? Germania, de ce nu reușește? Olanda și așa mai departe. Păi da, Germania îi cheamă. Nu-i mai cheamă chiar așa. A fost un avânt și au dat seama că au greșit. Merkel a și plătit pentru asta. Populația a respins acest val, această strategie și se pare că nici ei nu-i mai primesc. Dar cu toate astea încă semnăm tot felul de acorduri internaționale pentru recunoașterea drepturilor imigrantului, ca și cum oricine poate să meargă oriunde în lumea asta, fără nicio opreliște, fără niciun cuvânt din partea statului respectiv, să intre în casa oricui pentru că este imigrant. Eu cred că lucrurile trebuie să fie mult mai clar delimitate și mult mai clar explicate. Uite, luăm un exemplu românii în Statele Unite. Era vorba că Uniunea Europeană o să dea cu pumnul în masă pașapoartele europene, inclusiv, mai sunt două țări în situația asta, să fie recunoscute de Statele Unite fără viză. Și nu s-a întâmplat. Ce se aude, da. Și nu se întâmple. Pentru că în acest moment, cu toată tensiunea creată de migrație, de refugiați, de toate conflictele din lume și de mutările de populație într-o parte într-alta, e și mai puțin probabil ca cineva să dea vize gratuite cuiva. Toți încearcă acum să se protejeze tot mai mult, să-și creeze măsuri de protecție pentru propria populație. Planul, profesorul Sandu vorbea de un plan care a fost aplicat prin America Centrală, de Sud, pentru reîntoarcerea celor care au plecat la muncă în străinătate, în care intervine și autoritatea locală și guvernul, oferind o finanțare la care contribuie, să duce în comunitate, să creează locuri de muncă, mă rog, un plan și financiar și organizatoric pentru a asigura reinserția celor plecați, care vin cu know-how, cu altă atitudine. Noi la Prodemo am propus altceva. Am propus crearea de proiecte punte. Românii au plecat trăgându-se unii după alții. Comunitățile s-au dus cam în oglindă din același sat, din aceeași comună, s-au luat unii după alții, s-au tras unii pe alții, rude, prieteni, vecini și s-au dus în Italia, în Spania, pentru că s-au ajutat unii pe alții. Deci avem sate din Botoșani în oglindă în Italia, din Ardeal în Spania, din Târgoviște, din Dâmbovița în altă parte. Dacă noi reușim să creăm punți între comunitățile de origine și comunitățile de destinație, proiecte culturale, de investiții, inserția lor sau integrarea lor și întoarcerea lor acasă ar fi mult mai ușoară. Dezvoltarea ar fi armonioasă între cele două comunități și ar ajuta și comunitățile de acasă. Situația familiilor ar fi mult mai simplu de rezolvat și s-ar putea crea tot felul de mecanisme să plece două luni, să întoarcă, să se înlocuiască unii pe alții, astfel încât să nu rupă legătura cu țara și să-și creeze tot felul de mici investiții din banii pe care îi câștigă acolo, cu sprijinul autorităților, administrației locale de acolo și cu sprijinul administrației locale de unde s-au dus. A câștigat toată lumea. De ce nu se fac astfel de proiecte? Nu înțeleg. Noi avem un minister al românilor de pretutindeni care dă diplome și organizează concerte. Când în țările din Europa... Românii de pretutindeni, dacă vorbim de aceste proiecte, ar trebui autoritatea locală... Nu, ar trebui să existe un organism interministerial care să aibă detașați din toate ministerele care au legătură cu tematica, de la educație, de la sănătate, de la muncă, de unde și să țină administrație locală, dezvoltare locală și să țină legătura cu românii din diaspora. Astfel încât toată problematica să fie discutată într-un singur loc
și soluțiile să fie unele integratoare, pentru că soluțiile nu sunt doar nu țin doar de legislația muncii. Faptul că copiii din familii de români din diaspora nu au acces la învățământ în limba română, e o pierdere pentru România. Nu au acces acolo. Nu au acces acolo, absolut deloc. Pentru că dacă ei rup contactul, pierd contactul cu limba română și cu valorile noastre, cultura, istoria românească, ei nu mai sunt deloc români. Interesul statului român care ar fi? Să ajute familiile de români cu copii să îi crească, să îi educe în limba română, să facă în așa fel încât momentul de întoarcere în țară să fie unul ușor, să fie unul care se realizeze lin, fără schimbări bruște. Bun, și alte proiecte. UDMR-ul, de exemplu, avea linie foarte clară în Parlamentul European. În afară de aceste viziuni privind diaspora, ce vă mai propuneți pe temele majore? De exemplu, CO2-ul. Se vor închide minele de cărbune. Pe noi ne afectează rău de tot. Este exact... Pe planul cu emisiile, acordul de la Paris. Eu vă spun că... Se schimbă multe. Dar se schimbă, dar nu sunt obligatorii. Dacă noi impunem în interiorul Uniunii Europene reguli general valabile pentru toată lumea, dar nu suntem toți pregătiți, efectele negative sunt mult mai mari decât cele pozitive. La nivel mondial, la fel. Dacă noi ne asumăm măsuri pe mediu, la nivel mondial, dar doar Europa le respectă și este foarte strictă cu termenele și să implementeze măsuri de reducere a CO2-ului și așa mai departe, dar celelalte continente nu, celelalte state nu, atunci se creează avantaje sau dezavantaje competitive pentru cei din Uniunea Europeană. China a mai început pentru că nu mai era de respirat acolo, dar... Dar sunt alte state care nu se grăbesc, cum ar fi Statele Unite ale Americii. Plantele modificate genetic protejează natura, reduc amprenta de CO2 necesară de lucrări agricole. Europa le interzice din bigotism, din tradiție, de frica politicienilor că se confruntă cu antivacciniștii, nu știu, anti... E un subiect pe care recunosc că nu-l stăpânesc. Ar trebui să mă informez mai mult pe acest pe subiect. Zona asta. Dar vă spun că uitați, o preocupare a mea în Parlamentul European a fost lupta împotriva corupției, dar fără abuzurile care sunt în justiția românească. O luptă reală împotriva corupției. Inițiativă în Parlamentul European la care am muncit 2 ani și jumătate, votată de 502 europarlamentari din 617 care au votat, privind recuperarea averilor ilicite scoase în afara Uniunii Europene. În momentul în care nu există voință politică la nivel de stat membru, pentru că nu doar în România. Corupția este în toată Europa. Faptul că noi suntem primii și nu vor nici ei să... Sau nu există vor ei, voință politică nicăieri. Să caute averi. Dar, de exemplu, averile astea care sunt scoase afară în offshore-uri. Da. Nu vorbim de persoane, vorbim de... la nivel de corporații multinaționale. Vorbim de state care și-au creat propriile offshore-uri. Angela Merkel era supărată că niște corporații din Germania cărau profiturile în... Am fost în Comisia Specială de Anchetă Panama Papers, am fost membru în comisie. 7 dintre cele mai mari, sau cele mai mari 7 bănci din Germania erau implicate în activități ilegale cu Panama, cu firme din Panama. Toate 7 cele mai mari bănci din Germania ofereau clienților scheme prin care să evite plata taxelor și impozite, spălarea banilor și alte astfel de activități. Deci, dacă vorbim despre corupție, nu putem să vorbim despre România ca fiind cea mai coruptă țară. Asta e clar, dar iată dar, că dar o lupta împotriva corupției trebuie să fie dar o luptă dusă la cetățenii germani nu erau deranjați de treaba asta? Au fost deranjați, sigur, că a fost o întreagă dezbatere, un întreg scandal în Germania. Dar băncile au rămas în picioare, pentru că în mandatul Băncii Centrale Europene este un singur... Banca Centrală Europeană, pentru că tot ne grăbim noi să intrăm în zona euro și vrem neapărat să fim în zona euro... Asta nu contează.
prea mult. Contează spre rău. Adică poate fi foarte rău dacă noi... Nu, nu contează că noi vrem, asta spunem. Vrem și în Schengen, și vrem ne vor. În zona euro s-ar putea să ne vrea. În Schengen nu neapărat, dar în zona euro s-ar putea să ne vrea. Mandatul Băncii Centrale Europene este unul singur, să salveze băncile, stabilitatea sistemului bancar. În timp ce rezervele federale din Statele Unite au mandat clar să asigure un nivel de trai populației, puterea de cumpărare și alți indicatori, în Europa atât. Să se asigure, Banca Centrală Europeană și zona euro trebuie să se asigure că băncile sunt bine, că sistemul bancar este solid și nu există fluctuații și perturbări de niciun fel în sistemul bancar. Atât. Când le-am spus de puterea de cumpărare, de nivelul de trai, de alte măsuri care să creeze locuri de muncă, președintele Băncii Centrale Europene mi-a răspuns foarte sec. Nu avem acest mandat. Președintele, cred că Timmermans, vicepreședintele Timmermans sau Juncker, au spus nu, MCV-ul nu se ocupă de protocoale și de interferența administrației prin... E un răspuns jenant, vă dați seama. Prin serviciile de informații în justiție. Vă dați seama că e un răspuns care îl descalifică, pentru că discuția despre MCV este o discuție lungă. S-a transformat în timp într-un instrument politic, dar scopul inițial, acela de cooperare și apoi și de verificare că lucrurile se întâmplă așa cum s-au înțeles, era unul corect. Acest mecanism ar trebui să existe la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Păi astea 7 bănci, gata, eu am și pus ochii și sunt sigur că doamna Monica Macovei e pe urmele lor. Cât o mai fi, 2-3 luni? Cât mai are, nu mai are actualul, gata, Parlament? Nu mai are. După aceste alegeri... Trebuie să fie ea pentru o comisie ceva, nu? Dar nu mai funcționează. Nu, cum funcționează, dar să sară pe cele 7 bănci, să-i le dați pe mei. Nu există. Lor. Deci, repet, corupție este la nivel... în toate statele membre ale Uniunii Europene, lupta cu corupția trebuie să fie una de la nivel european, pentru că eu aș vrea ca procurorii români care merg să recupereze bani, de unde or fi ei din lumea asta, să meargă cu mandat european, nu cu mandat românesc. Pentru că atunci greutatea este mult mai mare. Accesul la date, sigur, se face mult mai facil. Așa ca și la pașapoarte. Vă mulțumesc. Vă urez succes. Doamnește, mulțumesc. La revedere. La revedere.